Ion Țibuleac, originar din satul Bolohani, raionul Orhei, a fost înmormântat sâmbătă în satul său de Baștină. Ion avea doar 22 de ani și în ziua de 7 aprilie părinții știau că băiatul lor trebuie să vină acasă de la Moscova. Au fost sunați însă a doua zi de dimineață și anunțați să vină să-și ia fiul de la morgă. Expertiza medico-legală a constatat că tânărul a decedat în urma unei traume în regiunea toracelui. Părinților nu li s-a permis să-și vadă fiul decât după ce cadavrul a fost îmbrăcat de către lucrătorii de la morgă. Ulterior, rudele au descoperit că Ion avea un picior rupt, coastele rupte și multiple răni adânci în regiunea capului, în special la tâmple. Potrivit martorilor, cadavrul lui Ion Țibuleac a fost aruncat în noaptea de 7 aprilie, în urma evenimentelor din centrul capitalei, în curtea spitalului de urgență din Chișinău. Potrivit martorilor oculari, corpul neînsuflețit al lui Ion Țibuleac, tânărul de 22 de ani, a fost aruncat dintr-o mașină albă de marcă Niva, care a aparține Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit acelorași surse, băiatul avea pe el doar pantalonii și un maiou. Chiar dacă au solicitat acest lucru, părinții nu au putut vedea și hainele în care a murit copilul lor.